Haideți să vedem un scurt video și comentăm după. După mâini chiftele. Cam că n-ai rost să mă spăl acum, că oricum tot mai umblu. Sau ia asta? Iau și-o puțin. Iau. Jos, unde e răfuletul ăla. Așa. Nu, că mai merge greu. Și ochiul merge greu și așa am pus mai mult ulei aici și stau toate și nu le mai întoarcem. Se fac direct. Vreți să mai tai și eu? Nu, că nu mai am numai. Dar de ce nu băgați întâi vârful așa? Am băgat și așa. Și tot e încă congelat tare, nu? E încă un pic, dar se taie mai bine, dar încercați să puneți pe lateral. Nu. Te uiți tu la pleci? Da, nu. Te uiți la ele ca să mă apuc de chef? Ce să fac? Să mă apuc de chef? Da, mă. Stai, nu știu, am înțeles că te ajut. Au rămas ouă? A, au rămas 3 ouă. Doamna Eleonora și bunica sunt în bucătărie. După cum ați văzut, pregătesc de mâncare. Dar nu se ocupă singure. Sabrina și fata cea nouă, Simona, se ocupă și ele de asemenea să pregătească masa. Sabrina vrea să facă și un desert, după cum a spus. Mă bucur că în acest sezon fetele, sau cel puțin o parte din ele, sunt implicate în treburile legate de mâncare și bucătărie. Și nu lasă doar mamele să facă acest lucru. Chiar dacă a pierdut startul, Simona văd că se implică și încearcă să se integreze și să fie de folos.